Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem la ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. De la început vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-ați ajutat în diverse colțuri ale țării să reflectăm într-un mod potrivit un eveniment care, zic, a marcat săptămâna trecută viața spirituală a României. E vorba de campania Pro-Life pentru viață, campanie care a avut ca punct culminant organizarea mai multor acțiuni de tip marș pentru viață în numeroase localități din România. După știința noastră, în peste 20, cam 29 de localități din România, inclusiv 3 localități rurale, au găzduit astfel de manifestări publice, creștini de diverse confesiuni, ortodoxi, catolici, protestanți, au proclamat în mod public, zic eu, acest principiu biblic, aceste valori biblice, au proclamat viața, au rostit viață, s-au rugat, a fost o mărturie publică a ceea ce vrea Dumnezeu de la noi în această vreme. Sigur că și noi, ca Alfa Omega, am fost angrenați foarte mult în această campanie pentru viață. Am avut chiar o emisiune în direct săptămâna trecută, unde am vorbit despre avorturi, consecințe, ne-am rugat, am proclamat viață. Pe site-ul nostru numeroase resurse au fost adăugate și sunt în permanență și în prezent puse acolo. Aveți și acum pe ecran adresa site-ului dacă doriți să consultați resurse care se adaugă, care se completează în fiecare zi. Vă spuneam la început, mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis informații, reportaje, poze, chiar filmate unele cu telefonul mobil în diverse colțuri ale țării. Toate acestea au fost prezentate pe parcursul săptămânii acesteia și mai ales vor fi grupate în emisiunea Mea Pământ Creștin, o ediție specială care va avea un reportaj mai amplu despre marșurile pro-viață din întreaga țară. Colegii de la Mea Pământ Creștin care realizează această emisiune specială, Alina Avram și Georgiana Hinoveanu, mi-au spus, au selectat din ceea ce dumneavoastră ați trimis mai multe secvențe. Pentru emisiunea de astăzi însă am păstrat un reportaj complet integral trimis de colegi de la Institutul Biblic Est European. Darius Cornan este cel care a realizat împreună cu colegii lui acest reportaj. Așadar, în emisiunea aceasta integral, un reportaj despre marșul pentru viață din Oradea. Peste 8 milioane de copii au fost avortați. În România, în medie, o femeie are 3 avorturi. Recordul absolut, foarte trist, este o femeie care are 35 de avorturi la activ. Dintre femei sunt între 20 și 34 de ani. % dintre cele care recurg la avort sunt fete între 15 și 19 ani. Interacțiunea cu minunea asta care crește în tine și pe urmă când vezi ce pot crește în interiorul, nicio femeie n-ar trebui să-și refuze experiența asta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră pe toate zilele, lumea nouă astăzi, iată nouă vârșelul noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a care este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Marșul pentru viață este un eveniment național
deja de 3 ani este un eveniment, putem să spunem, național, pentru că 22 de orașe, sau mai bine zis 27 de orașe și sate au decis anul ăsta să iasă în stradă, să spună da vieții, să afirme dreptul la viață a copilului din momentul concepției și până la moartea naturală. Și este în același timp un semnal de alarmă pentru întreaga populație, pentru faptul că în ultimii 55 de ani, 22 de milioane de avorturi, asta legal sau oficial vorbind, s-au făcut și numărul de 22 de milioane de avorturi depășește de fapt numărul actual al populației țării. Și de aceea credem că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Foarte multe femei, aș spune 99% dintre femeile care vin, nu sunt informate, nu știu. Imaginează-ți că ai o operație mâine, orice fel de operație. Păi te duci și te documentezi despre ce înseamnă operația, cum se face. Ei, la avort, femeia vine fără nicio informație despre procedura medicală care se întâmplă acolo, despre efectele care le va avea, pe care le va avea asupra ei mai târziu. Nu știe absolut nimic. Marșul pentru viață pentru mine este un exemplu a ceea ce oamenii pot face împreună, lucruri pe care nu le pot face singuri. Iar pentru mine cea mai mare binecuvântare și cea mai mare bucurie a fost să văd oamenii împreună astăzi. Vă spuneam înainte de a urmări acest reportaj integral din Oradea, în mai multe localități din România, în 29 după știința noastră, au fost organizate astfel de marșuri, grupaje și selecțiuni de la aceste marșuri în emisiunea Mapamont Creștin. Am urmărit să împreună un reportaj integral de la Oradea. Aș vrea doar să completez la acest marș o prezență și în acest an și anul trecut, am fost chiar și anul trecut acolo, o prezență specială a fost Florica Kerekes, în prezent ea este deputat în Parlamentul României și din informațiile noastre ea chiar a depus după acest șir de evenimente pentru viață un document politic în Parlament legat de aceasta și să ne rugăm ca Domnul să folosească pe Florica Kerekes și pe alte câteva voci, voci ale Domnului în Parlamentul României pentru ca voia lui să fie făcută, cunoscut celor care ne conduc în destinele țării. Să sperăm că într-o emisiune viitoare să avem pe Florica Kerekes, un creștin devotat Domnului din Oradea, deputat în Parlamentul României, să venim la o emisiune a noastră în care poate să întrebăm mai mult și o să și ne rugăm pentru ea. Deocamdată rostim așa un cuvânt de binecuvântare și peste ea și peste toți cei care sunt vocea Domnului în Parlamentul României. La începutul lui martie, după cum poate că ați văzut într-o emisiune, tot Mapamont Creștin, difuzată în urmă cu o săptămână, o parte din echipa noastră a fost prezentă la o conferință la Cluj. Am folosit acest prilej pentru a înregistra câteva opinii, mărturii a unor telespectatori, a unor persoane care știu despre Alfa Omega, care urmăresc Alfa Omega, din zona Cluj în special, și mă bucur că în zona Cluj audiența canalului Alfa Omega crește. În acea parte, Cluj, Sălaj, Bistrița și chiar mai la nord de Maramureș, cred că este o zonă în care absorbe și prin Alfa Omega cuvântul Domnului și ne-am bucurat să auzim lucruri bune, păreri speciale ale celor care urmăresc canalul Alfa Omega TV. Câteva selecțiuni din aceste opinii realizate de colega noastră, Grațiana Miculiț, la Cluj, cu prilejul unei conferințe organizate la începutul acestei luni de Școala Biblică Hristos pentru România, Cluj-Napoca. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ridice lucrarea asta, să mergeți la un nou nivel, să deschidă noi uși, noi oportunități. Continuați. Deci chiar cred că media e un punct cheie din toate aspectele și mi se pare mai mult decât o contraofensă față de lucrările diavolului care folosesc din plin canalul media. Mi se pare că în sfârșit generația tânără are ceva de spus și faptul că e libertate și nu cenzurează expresia lui Dumnezeu și nu pun așa, mi se pare foarte tare. Deci rugăciunea mea e să prosperați, Domnul să vă binecuvânteze prin călăuzire, prin suport financiar, moral, psihologic. Știu că mulți plătesc prețul în familiile lor ca în orice altă lucrare,
și călăuzire, multă călăuzire. Atunci, cred că dacă ai călăuzire, poți să urmezi mișcarea Duhului și să fii în momentele cheie, în punctele cheie, la ceea ce face Domnul în țară și, de ce nu peste, peste hotare. No, fiți binecuvântați! Vă doresc succes și multă putere să faceți ce deja faceți și să continuați cu multă tărie. Sunteți pe linia întâi, sunteți oameni ai Spiritului, al Duhului, nu căutați doctrine, nu căutați dogme, nu căutați denominațiuni și garduri religioase, căutați viața Duhului și vă felicit pentru asta și cred că în vremurile din urmă nu o să fie suficient doar cuvântul, ci cuvântul călăuzit și plin de puterea Duhului va aduce viață și schimbare în generația asta și focul Duhului Sfânt. Mulțumesc o dată tuturor celor care ne scrieți. Primim foarte multe încurajări. A fost doar o mostră înregistrată de noi, dar să știți că în fiecare zi primim prin e-mail, prin scrisori, prin telefon, prin Facebook. Primim comentarii cele mai multe pozitive. Nu știu, de vreo săptămână, două n-am găsit poate o critică, o observație critică, dar foarte mulți apreciază, se bucură de ceea ce Dumnezeu face prin Alfa Omega, de modul în care Alfa Omega le impactează viețile, aduce cunoștințe noi, revelații noi, înțelegeri noi din cuvânt și, după cum știți, ne rugăm practic de încetat ca Alfa Omega să fie tot mai mult recepționată în România. De obicei, în aceste emisiuni vă prezint ultimele zone, ultimele rețele de televiziune prin cablu care preiau canalul Alfa Omega TV. Chiar înainte de a intra în emisiune am semnat un nou acord de retransmisie. Noi oferim gratuit acest acord, acest accept de principiu, oricare rețele de cablu din România. E o rețea de cablu care vine puternic din urmă, Next Gen Communication, foarte zeci de localități dânsi au rețea de cablu. Ei sunt în București, dar în multe localități, cum ar fi Alba Iulia, ei aduc prin rețeaua lor canalul de televiziune. Deci, adăugat ei în acest trimestru noi localități, pentru care vă citesc doar câteva, în județul Prahova, sunt vreo 15 localități, în județul Ilfov, cum ar fi Corbeanca sau Balotești sau Snagov, Jilava, în județul Constanța, Ovidiu, Cogălnicianu, Gorj. Ne bucurăm de acest lucru și vă spuneam, ne rugăm ca tot mai multe rețele să primească canalul Alfa Omega TV. În aceste zile, după cum am spus aproape în fiecare emisiune, ne rugăm în special pentru două orașe din care auzim așa strigăte și dorinți mărturisite clar de pentru canalul Alfa Omega TV. Vă spuneam, în județul Arad, aproape în toate localitățile Alfa Omega este prezentă, mai puțin în orașul Arad. Sunt foarte mulți creștini care insistă, stăruie în rugăciune. Mulți dintre ei au găsit alternative pentru a recepționa canalul Alfa Omega TV. La fel se întâmplă și în Brașov, unde pentru o vreme a fost canalul Alfa Omega TV și de câteva luni de zile, fără explicație, nu mai au în rețeaua de cablu principală, dar și arădanii și cei din Brașov încep să prindă Alfa Omega TV prin canale alternative, sigur prin internet, dar este o alternativă care pătrunde, vedem noi, foarte multe orașe din România, este vorba de proiectul Rom Telecom. Rom Telecom are o rețea, are un proiect atât prin platforma Dolce, cât și prin acel Dolce interactiv, internet, un sistem IPTV, la acesta fac referință acum, deci prin sistemul Dolce, Rom Telecom, IPTV, îi se spune și Dolce interactiv în anumite proiecte. Alfa Omega este practic accesibilă în fiecare loc unde este o rețea de tip Rom Telecom, așa fac foarte multe, foarte multe persoane din Arad ca să ne recepționeze și în multe localități, în București, de exemplu, sunt recepționați. Rugați-vă în continuare pentru aceasta. Ne unim în rugăciune cu mulți care postesc în județul Brașov pentru ca Alfa Omega să fie disponibil în foarte multe localități. Deja sunt de prezență în multe zone acolo, în Brașov. Și tot la capitolul anunțul comentarii, în continuare ne bucurăm că ne solicitați foarte mulți formularele de 230 și 200. Sunt cele două formulare necesare la Agențiile Naționale de Fiscale, la Departamentul de Finanțe, pentru ca o parte, 2% din impozitul pe profit, pe venit al dumneavoastră, să fie direcționat Fundației Alfa Omega TV. Este formularul 230 și formularul 200 este în special pentru persoane fizice autorizate sau persoane care au venituri altele decât cele din salariu, e același procent de 2% din impozitul pe aceste venituri care poate fi redirecționat către Fundația Alfa Omega TV. Vă mulțumesc multora care ne-ați cerut aceste formulare.
Dumnezeu lucrează prin ele. Ne-am bucurat că anul trecut au fost sume importante care ne-au ajutat să mergem mai departe, care s-au adunat, chiar dacă erau sume de câteva zeci de lei, un milion, 50 de lei de la diverse administrații financiare din țară, acest lucru a completat bugetul lucrării Alfa Omega și am putut să mergem mai departe. Și de obicei vă citesc scrisori, vă spuneam, am primit multe scrisori, multe încurajări, multe încurajări de la foarte multă lume. O parte importantă din scrisori sunt cele care au nevoi speciale. Azi de dimineață prin poștă am primit o scrisoare din județul Bihor. M-a rugat sora să nu-i pomenesc numele, decât numele mic eventual. Vă citesc câte ceva, pentru că oarecum sintetizează niște nevoi ale unei familii obișnuite din România. Ne-am rugat și în emisiune direct, ne rugăm și noi la Alfa Omega, în întâlnirile noastre rugăciune zilnice, ne rugăm și în privat, când Dumnezeu ne pune pe inimă, ne rugăm și în aceste emisiuni Alfa Mega Obiectiv. E o scrisoare, vă citesc câteva secvențe. Dragi oameni buni de la acest post Alfa Omega TV, mă uit la Alfa Omega, la Calea Adevărului și Viața, și am observat că vă rugați pentru toți oamenii. Dumnezeu să vă dea putere în continuare să ajutați oamenii din țara românească și de unde ar fi ei. Am o rugăminte. Sunt o femeie bolnavă, vă rugați-vă pentru mine, pentru familia mea, am toată încrederea în Dumnezeu și că și prin rugăciunea dumneavoastră El mă va ajuta. Am multe necazuri, am probleme cu spatele, artroză dureroasă, alergii, rinită alergică, diabet de tip 2, azi bronci, îmi iau medicamente, dar nimeni nu este mai presus de Dumnezeu. El să mă ierte de păcate și de greșeli, rugați-vă pentru mine și pentru mama mea. Florica o cheamă, ea este bolnavă cu colonul, cu picioarele, se deplasează foarte greu, a luat medicamente foarte, foarte multe, dar numai Dumnezeu este Cel care este Doctorul Suprem. Vă mulțumesc din sufletul că vă rugați și pentru noi. Văd că a primit multe scrisori, de multe ori, de la oameni bolnavi. De aceea vă rog să vă rugați și pentru noi. Rugați-vă și pentru fiul meu, să-i dea Dumnezeu sănătate în continuare, este un băiat foarte bun la suflet. Rugați-vă pentru căsnicia lui, ca Domnul să-i aducă femeia potrivită, persoana potrivită în cale. Vă mulțumesc și pentru soțul meu, că se aduceți în brațe de rugăciune, pentru răbdare, sănătate, să trăim în fericire, în unitate, fără nervozitate din cauza alcoolului. Vă mulțumim din suflet. Sunt câteva alte note acolo, dar de ce am citit din această scrisoare? Așa, e o familie cu probleme diverse, cum foarte multe probleme sunt și este și aspectul sănătății și a unității în familie și a părinților acestei femei și a copilului și grija pentru ziua de mâine. Sunt toate aceste aspecte și Domnul mi-a vorbit mie. În fond, familiile din România au nevoie de intervenția Domnului în toate aspectele activității și o să ne rugăm în câteva minute pentru aceasta. Vă mulțumesc încă o dată și o să ne și rugăm și pentru acest lucru, pentru faptul că ne-ați ajutat și în săptămâna care a trecut și am primit de la dumneavoastră încurajări și prin e-mail-uri și prin telefoane și prin SMS-uri sau prin Facebook. Am primit și ajutor financiar de la mulți dintre dumneavoastră. Mulți în corespondența care vă trimitem, o carte gratuită, o revistă, găsiți un mandat poștal, nu vă obligă nimeni să ne ajutați, dar dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, considerați că este un mod special prin care puteți să o faceți și în continuare și aveți și alte modalități în care de a ne ajuta, cum este prin SMS-uri. Aveți pe ecran câteva informații în timp ce eu vă vorbesc, prin SMS sau prin telefon. Desigur că și transferul bancar își are sensul lui. Încă o dată am realizat în această săptămână, chiar am avut o rugăciune înainte de a intra în această înregistrare și am mulțumit Domnului pentru faptul că de 19 ani nu ne-a lăsat și nu ne va lăsa nici acum. Ne bazăm pe El și de câte ori ezităm și avem îndoială, Dumnezeu ne aduce din nou aminte. El așa ne-a purtat și El e Cel care e în stare să ne poartă de grijă și în continuare. Și unul din modalitățile prin care El ne poartă de grijă este și prin dumneavoastră, cei care primiți hrană spirituală, încurajare, îmbărbătare, răspunsul la întrebări, la unele dintre întrebări și prin canalul Alfa Omega TV. Acum o să ne rugăm. Tată Ceresc, Doamne, îți mulțumim că foarte mulți oameni, cum este această soră din Bihor, își pun încrederea în Tine, Doamne, ne scriu, Doamne, și se roagă la Tine, Tată Ceresc, Doamne. Acum ne unim în rugăciune cu cei care au nevoie, care au probleme, chiar și cu această familie, Doamne, și Te rugăm ca Tu să răspunzi, Doamne. Doamne, este o situație tipică într-o familie românească, Doamne. Sunt probleme de sănătate, sunt probleme de relații, Doamne. Sunt probleme de generații, de relații între generații, Doamne.
sunt nevoi, Doamne, legate de căsătoria celor mai tineri, Tată Ceresc, Doamne, sunt unele probleme de dependențe, cum ar fi alcoolul, Doamne, sau alte influențe a celui rău, Doamne, te rog, Doamne, că Tu să Te implici, Doamne, în aceste probleme, în toate felurile și în toate modurile posibile, Doamne, și te rog, Doamne, să sensibilizezi oamenii credinței din aceste familii, să se ridice, să strige la Tine, Doamne, și să înțeleagă că, da, Tu poți lucra și prin medici, Tu poți lucra și prin medicamente, Doamne, dar Tu ești medicul suprem, Doamne, Tu ești Cel care dai sănătate, care dai rezolvare, care dai răspunsuri, Doamne. Te rugăm să atingi în special de această femeie care și-a pus încredere în Tine și ne-a scris plin de credință, Doamne, și atinge-te Tu, Doamne, adu un miracol, Doamne, în boli care sunt acolo de mulți ani de zile și care nu-și găsesc rezolvare prin căi obișnuite medicale. Și te rugăm acum, Doamne, să binecuvântezi pe toți cei care ne-au binecuvântat în săptămâna care a trecut, Doamne, și fă să ei să fie binecuvântați, Doamne, și să înțeleagă că au fost binecuvântați de Tine pentru că au fost la rândul lor o sursă de binecuvântare pentru Alfa Omega și prin noi, pentru foarte mulți în România, Doamne. Și îți mulțumesc pentru rețele de cablu care una după alta reiau și preiau tot mai mult canalul Alfa Omega TV. Ne rugăm azi în unitate cu cei care au pe inimă orașul Arad și orașul Brașov și orașul București, Doamne, ca Tu să extinzi în aceste zone prezența canalului Alfa Omega TV. Încrințăm în mâna Ta și în această săptămână tot ce ține de extinderea împărăției Tale prin Alfa Omega TV și prin alte mijloace, Doamne. Și te rugăm ca Tu să lucrezi. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină! Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te! Susține! Donează! Fii partener Alfa Omega. Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu! În finalul emisiunii, câteva recomandări. În primul rând, resurse pe care le avem în această săptămână. Deja am început să distribuim albumul DVD Rugul Aprins 2012. A fost destul de greu să sintetizăm, să selectăm momentele cele mai importante. Au ieșit până la urmă vreo 20 de module, de câte o oră fiecare. Cele mai importante momente de la Rugul Aprins, Ponoare, august 2012. O ungere cu totul specială. Dăm pe canal din nou și din nou, duminica după masă, câte o oră din acest album, dar pentru cei care doriți să-l aveți, comandați-l, solicitați-l, avem pentru o perioadă de timp o ofertă specială cu 60 de lei tot acest album. Vă repet, sunt 20 de segmente de program, cele mai importante momente de la Rugul Aprins 2012.
12. Următoarea ediție a Rugului Aprins va fi în prima săptămână, ediția principală a lunii august. Până atunci însă puteți să vă bucurați și să simțiți prezența Domnului vizionând Rugul Aprins pe canalul Alfa Mega TV sau vizând acest album. Sunați la un număr de telefon sau aveți e-mailul comens@rondalfamega.tv. Întâlnirea de rugăciune pe munte Rugul Aprins, Ponoară 2012. Cea mai mare întâlnire de rugăciune din România. Un loc în care creștinii experimentează minuni, vindecări, eliberări și unde se proclamă adevărul peste viața lor. O întâlnire de rugăciune cu impact. Comandă acum DVD-ul întâlnirii de rugăciune pe munte Rugul Aprins de la Ponoară 2012. Recomandări din arhiva noastră, ne-am completat stocul de cărți. Mi-a fost și greu ce să vă recomand în această ediție. O carte pe care o avem deja de 2 ani de zile în arhivă, dar am reeditat-o, Pat Robertson, și tu poți avea parte de miracole, despre modul în care Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Pat Robertson este realizatorul prime emisiuni de televiziune în urmă cu 50 și ceva de ani, Club 700, vedeți și la noi în fiecare săptămână selecțiuni din această emisiune. O altă carte pe care o recomandăm în ultimele săptămâni, Diavolul în fața instanței, de Marjorie Cole, este un manual pentru cei implicați în slujirea de vindecare interioară și eliberare, un manual didactic, o carte utilă, de bază pentru slujirea în această zonă. Cristine, Eliberează-te, cred că am 3-4 ediții, am tipărit, e o carte cu totul specială, folosită de foarte mulți, din nou, în lucrarea de vindecare și eliberare. O ediție nouă, revizuită, Rugăciunea Făgărată Eficientă, o carte scurtă, subțire, dar pentru oamenii ai rugăciunii, o carte cu totul deosebită. Am reeditat și Mantaua Rugăciunii, din nou, o carte despre rugăciune și mijlocire. Avem această carte de vreo 5 ani de zile, dar foarte mulți oameni ai rugăciunii o apreciază și de-aia am decis să o reedităm. Are subtitlul Intrarea în Rău. Cred că Biserica Domnului, pe dimensiunea aceasta rugăciune, intră în râu tot mai adânc. Și din când în când recomandăm și această carte. O femeie înțeleaptă spunea odată, de Shirley Rose, o vedeți ca și co-host, ca moderatoare în emisiunea Femei cu Idealuri. O emisiune de mulți ani prezentă pe canalul Alfa Mega. Cred că de la început, de aproape 7 ani de zile, o vedeți pe Shirley Rose pe Alfa Mega TV. O carte scrisă din inimă pentru dumneavoastră, telespectatoarele ei din România. Cam aceasta a fost emisiunea de astăzi. Am însă și câteva anunțuri, iertați-mă. E vorba de Peniel, în conferința națională Peniel. Deja mulți dintre dumneavoastră știți, va avea loc la Timișoara peste 2 săptămâni. Noi o să transmitem, cred, și online și poate și în direct, aproape sigur încercăm să facem doar de mesurile tehnice în zilele de vineri și sâmbătă, peste 2 săptămâni. Subiectul principal va fi identitatea. Vă puteți înscrie conform tipicului celor de la Peniel. Dacă sunteți în alte localități din România, aveți pe site-ul peniel.ro toate informațiile pentru a vă înscrie ca participanți la această conferință națională. Suntem, iată, de 11 ani parteneri media pentru conferințele Peniel. În fiecare săptămână aveți în reluare secvențe de la cele mai interesante emisiuni Peniel. Și ultimul anunț, săptămâna viitoare, joi, pe vremea când dumneavoastră urmăriți în premieră această emisiune, deci joi, în 4 aprilie, o nouă emisiune în direct. Invitați aceste emisiuni, Iuliu Centea și Cornel Bistran, Iuliu Centea din Oradea, Cornel Bistran din Cluj. Vom vorbi despre identitate în Hristos, dar vom ruga alături de dumneavoastră pentru cauze pe care dumneavoastră ne le aduceți în față. Ca de obicei, până atunci aveți timpul să ne trimiteți cereri de rugăciune pe adresa de e-mail rugăciunea@alfamega.tv sau prin telefon sau chiar prin scrisori, dacă doriți ca scrisorile dumneavoastră să fie eventual citite în timpul emisiunii. Deci rugați-vă ca în 4 aprilie o emisiune specială de aici, din studio Alfa Mega TV, să fie după planul Domnului și să atingă sufletele și inimile, în special a tinerei generații. Aceasta a fost emisiunea Alfa Omega Obiectiv de astăzi. Vă las pe mâini bune și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți pe mai departe
parte din lucrarea Alfa Omega TV. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vieți transformate, destine schimbate. O viziune pentru o națiune atinsă de Dumnezeu. Prin programele difuzate zilnic de Alfa Omega TV, români de pretutinde sunt mântuiți, încurajați, vindecați și eliberați. Împreună cu Alfa Omega TV și tu poți să faci misiune prin media. Redirecționează 2% din impozitul pe venit și contribuie la producția de programe creștine prin Alfa Omega TV.